Produsele utilizate în această tehnică sunt gel alb 3D, Pro Color 04 alb, Pro Color Jelly 28 semitransparent, dantelă, gel transparent de construcție, glue gel, gel pentru pietre și accesorii. Pensulele utilizate sunt pensulă de gel numărul 4, pensulă de pictură 3D0, pensula pentru ștrasuri ascuțită numărul 4 și creion de parafină. Pe o paletă aplicăm gel alb de pictură. Vom decupa o bucată de dantelă. Vom aplica dantela peste gelul alb. O așezăm și o lipim bine de gel. Ridicăm dantela. O poziționăm pe o suprafață curată și cu un burete apăsăm ca să lase surplusul de gel pe paletă. Din nou aplicăm dantela pe gel. Cu mișcări ușoare o apăsăm. O lăsăm să se îmbibe. Între timp vom aplica o bază. Cu uscare 30 de secunde. Ridicăm dantela. Din nou o punem pe o zonă curată. Tapotăm ușor cu un burete. Ridicăm dantela. Din nou o așezăm într-o altă zonă curată. Din nou tapotăm, degresăm unghia. Ridicăm dantela și așezăm pe unghie. Și dintr-o singură mișcare vom face o presiune pe întreaga unghie. Ținem apăsat. Ridicăm ușor, mai facem încă o presiune, ridicăm și îndepărtăm ușor dantela. Și uscăm. Cu un gel de construcție transparent vom uniformiza suprafața de la dantelă către bordul liber al unghiei, ușor pierdut. Vom întinde ușor culoarea. Uscăm. Iar vârful unghiei îl vom
decora cu o textură de piatră pe bază de alb pierdut. Pensula curată o imbibăm în gelul transparent și ușor vom șterge textura din vârf către dantelă. Apoi revenim cu efecte mai albe pe vârf. Uscare cu pensulă subțire îmbibată în oja semipermanentă albă. Vom întări aceste îmbinări de culori. Cu liniuță fină, pierdută. Uscare. Sigilăm cu top. Uscare. Și accesorizăm modelul cu o floare albă pe care o vom aplica la îmbinarea culorilor cu dantela cu glue gel. Uscare 30 de secunde.